Am luat pulsul Fițului. Primele spectacole stradale au încântat publicul de pe Bălcescu. Sibiul trăiește, vibrează, simte. După aproape 2 ani, străzile sunt pline de oameni. Chiar și la orele amiezii se aud conversații în diferite limbi, se cântă, se dansează. Asta nu poate să însemne decât că a început Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Elevii sibieni vor ajunge mai repede și mai ușor de acasă la școală și invers. Primăria și Tursib propun spre aprobarea Consiliului Local Sibiu primele 7 trasee pilot pentru transportul elevilor în municipiul Sibiu. Traseele pilot au fost astfel concepute încât capetele de linie să fie amplasate în dreptul a 2 unități de învățământ, respectiv Colegiul Național Octavian Goga și Școala Regina Maria. Tursib va începe operarea din 13 septembrie, odată cu începerea noului an școlar. Consilierii locali vor vota în ședința de luna aceasta triplarea prețurilor biletelor pentru accesul la Zoo Sibiu. Chiar și așa, după mărire, vor fi cele mai mici din țară. Propunerea de proiect prevede ca în continuare copiii mai mici de 3 ani și persoanele cu dizabilități să aibă intrarea gratuită. Până acum, elevii, studenții și pensionarii plăteau 2 lei, iar noile tarife prevăd o taxă de 5 lei. Tariful pentru adulți va crește de la 3 la 10 lei. Odată cu aceste schimbări, se propune introducerea unui abonament care să permită 10 intrări și care să coste 30 de lei. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.